emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră și de a vă prezenta proiectele și strategiile pe care le au pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte pentru următorii 4 ani, asta dacă în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi, bineînțeles, votul de încredere. Astăzi discutăm la nivel județean ceea ce s-a realizat, dar și proiectele de viitor, pentru că sunt multe, încă mai sunt multe lucruri de pus la punct, dar o să aflăm mai multe astăzi de la invitatul meu, domnul Ion Bădin, susținător al candidaților Partidului Social Democrat pentru Consiliul Județean Hunedoara și vicepreședinte al Consiliului Județean. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Bădin. Bună ziua din nou. Ne bucurăm să vă avem alături. Sunt cumva, campania electorală este o perioadă atipică din foarte multe puncte de vedere. Iasă la suprafață tot felul de nereguli, tot felul de adevăruri sau nu. În ultima perioadă s-a discutat foarte mult despre activitatea pe care Spitalul Județean de Urgență Hunedoara de Vâlcea o are, un spital care este în subordinea Consiliului Județean Hunedoara, un spital în care au fost realizate investiții la care probabil mulți hunedoreni nici nu mai sperau vreodată că se vor întâmpla minuni aici. Mă gândesc acum și la pediatrie, mă gândesc și la secțiile de cardiologie, radiologie și așa mai departe. Sunt lucruri care au prins contur, lucruri reale, să spunem, nu doar niște promisiuni aruncate așa într-o campanie electorală care nu s-au și finalizat. Cum privesc, să spunem, nu neapărat partenerii politici, ci mai degrabă contracandidații și cei care sunt în această luptă electorală acum, aceste investiții, pentru că oamenii știm cum au primit aceste da. Proiecte pe care Consiliul Județean Hunedoara a reușit să le realizeze aici. Într-o competiție electorală mi s-ar părea normal ca să venim cu realizările care le-am avut și cu proiectele care le avem în vedere. Fiecare competitor, chiar dacă actualmente de 2 mandate, da, din 2016 la conducere instituției județene a Consiliului Județean se află o echipă a PSD-ului, a Partidului Social Democrat, să nu uităm că vreo 12 ani a fost Consiliul Județean condus de către Partidul Național Liberal, zic că ar trebui să vii să-ți expui niște puncte de vedere foarte clare ceea ce dorești să faci. Sigur că s-au rostogolit în ultimele zile, în ultimul timp, fiind campania electorală la anumite posturi de televiziune din partea Partidului Național Liberal și nu mă feresc aici, din partea chiar președintei Partidul Național Liberal a Organizației Județene, doamna deputat Vătuța Sănescu, niște neadevăruri legate de Spitalul Județean, care ieri l-am clarificat din nou în ședința ordinară a Consiliului Județean. Problema ieri a fost ridicată chiar de către un consilier județean al Partidului Național Liberal, care spunea că a urmărit acea emisiune a doamnei Vătuța Sănescu și pe urmă a fost întrebat de diverse persoane pe stradă: domnule, ce trebuie să facem? Să ne vindem casa, să ne vină aia, că trebuie să dăm bani, să ne pună stand-uri, să ne facem coronografie și așa mai departe, că președintele Consiliului Județean stătea, se uita mirat, nu știa ce să creadă. Văzuse și domnia sa emisiunea și eu am văzut-o atunci la timpul respectiv. Faptul că acel angiograf care s-a dus la Spitalul Județean recent achiziționat de aproape 2 ani, dar știți cum este, de un an și ceva a trebuit să făcută încăperea, că este un angiograf, este cu radiații și așa mai departe. Poate doamna Vătuța Sănescu nu știe acest lucru. El funcționează când a obținut toate autorizațiile și ăștia funcționează de anul trecut. De anul trecut funcționează. Între timp, până la data de ieri, inclusiv săptămâna aceasta, dacă ați văzut, o doamnă directoare dintr-o instituție județeană a avut nevoie de intervenție rapidă și a fost salvată, da? Chiar mulțumea pe rețelele de socializare. Deci chiar în această săptămână au fost
medicul, marele profesor de la Timișoara, Slovenski, care face aceste stentări și coronografii, sigur că și personalul de la spital se pregătește. Am trimis la pregătire din spital și asistențele, trebuie să ai o anumită vechime și așa mai departe, intră în sala de operații, inclusiv medicii. Unul dintre doctori care trebuie să opereze este în concediu de maternitate, de naștere. Deci se vor pregăti și cadrele medicale care, până la urmă, medicii din spitalul județean vor face aceste stentări și coronografii. Dar până atunci există colaborare cu spitalele corect, din, da, din Timișoara și Cluj, va urma probabil. Și cu Clujul. Da, și cu Clujul se semnează în următoarele zile și cu cei de acolo. Spuneam, acest aspect deranjează, pentru că când vii să spui că acest angiograf nu funcționează, sunt minciuni. Domnule, informează-te și spune, nu dezinforma și publicul din și locuitorii județului Hunedoara. Ieri, cu subiect și predicat, președintele Consiliului Județean în ședința ordinară a prezentat clar pe etape când s-a achiziționat, suma cu care s-a achiziționat, când a intrat în funcțiune, autorizațiile care au trebuit obținute, ce s-a realizat în cele 6-7 luni, peste 90 de coronografii și peste 50 și ceva de stentări și așa mai departe. Deci, nu știu, cu așa ceva nu cred că câștigi voturi cu dezinformări care le aduci locuitorilor județului Hunedoara. Să nu uităm că Spitalul Județean de Urgență este extraordinar de la ora actuală, este foarte, foarte modernizat și acest lucru se datorează în special, și o spun cu subiect și predicat, președintelui Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, care a umblat, a făcut nenumărate drumuri la București, a obținut fonduri guvernamentale și datorită și echipei performante care o avem în atragerea fondurilor europene. Nu este ușor și într-o perioadă scurtă să modernizezi și să la standarde europene această secție de intervenție chirurgicală pentru la cardiologie, da, Ustacu, nu este ușor pediatria care a fost dată în folosință, celelalte secții care s-au modernizat pe reparații capitale și ultima, adică unitatea de primiri urgențe care am dat-o în folosință în acest an, acum vreo două luni, parcă dacă rețin, sau două luni jumate. Să nu mai vorbim de săptămâna trecută, acum, da, când am dat în folosință secția nouă de radiologie, da, laboratorul de radiologie, care știți că era într-un buncăr ăla la subsol, vai mama lui, și acum arată neadecvat. Și dotat cu aparatură ultramodernă. Deci investiții extraordinare făcute, pentru că președintele Consiliului Județean este foarte clar, a spus pe primul loc sănătatea, pentru că dacă ai un popor sănătos poți să faci celelalte lucruri, sănătatea, educația și infrastructura. Și, pe urmă, și celelalte, că nu au fost neglijate, dar cele trei au fost în prim planul echipei conduse de Laurențiu Nistor și eu sunt mândru că am făcut parte și încă fac parte din această echipă, chiar dacă alegerile sunt pe 9 iunie și eu mă îndresc spre primăria Deva la ora actuală. Sunt mândru că am făcut parte din această echipă, știu ce am făcut alături de echipa Consiliului Județean și plec cu fruntea sus când voi pleca la începutul lunii octombrie spre primăria de la Deva, unde vom avea, cu siguranță vă spun de acum, vom avea primar al Partidului Social Democrat în seara zilei de 9 iunie. Deci să terminăm cu aceste dezinformări și cu aiureli, pentru că nu se iau bani, stentările și coronografiile se fac fără să plătească pacientul niciun leu, se fac prin Casa de Sănătate a județului Hunedoara. Deci, dragi cetățeni, e bine să ne ajungeți acolo, dar sigur că sunt cazuri care imediat necesită intervenție și așa mai departe, dar încă o dată vă spun, am clarificat ieri lucrurile, l-a clarificat președintele Consiliului Județean, nu plătiți niciun leu pentru aceste intervenții la cardiologie, pentru coronografii sau pentru stentări.
Cumva, așa cum spuneam puțin mai devreme, acesta este așa un tablou cumva cu care ne-am cam obișnuit în campaniile electorale să se arunce anumite informații care poate uneori nu sunt verificate. Nu este cazul, dar nu este cazul pentru așa ceva, că nu așa se face o campanie. Fiecare o face așa cum înțelege. Tu vină, domnule, și spune ce dorești tu să faci. Băi, vă spun că tot ce s-a, dacă luați programul care noi l-am avut în 2020, să vedeți ce am scris noi acolo, ce vrem să facem și ce am realizat la sfârșitul mandatului, încă mai sunt câteva luni, da? Până în 2024, să vedeți că ceea ce ne-am propus, am făcut și chiar am depășit pe alocuri. Ca să nu mai vorbesc de infrastructura județului. Am promis că modernizăm și aproape 400 de kilometri de drumuri. Și știți că județul Hunedoara este un județ greu. Nu este, nu pot să-l compar cu Timișul, Aradul, unde este numai zonă de șes. Aici avem și multe drumuri județene, da, în munți și așa mai departe. Am mai fost comparat la un moment dat, din câte mi-aminte, și cu județul Arad, că acolo s-au dezvoltat Iată că ce a promis președintele Consiliului Județean, aproape modernizarea 400 de kilometri de drumuri județene, s-a întâmplat. Ei sunt, pe hârtie, sunt în realitate, modernizați. Și aici vă dau exemplu și două proiecte foarte, foarte importante care au fost finalizate și de care am răspuns eu și iară sunt bucuros de acest lucru, fiind la bază inginer-constructor. A fost modernizat pe fonduri europene, bineînțeles, drumul de la Hunedoara la Călan, care arată impecabil, și culoarul Mureș Nord, cum este denumit, aproape 70 de kilometri de drumuri județene modernizate, este cel mai mare proiect de infrastructură din vestul țării, care s-a derulat în perioada asta 2020-2024, care modernizarea drumurilor județene de la intrare din județul Alba de la Homorot, vine pe partea Mureșului Rapolt și de partea cealaltă de la Ilia, Brănișca și așa mai departe, Șoimuș, deci sunt 70 de kilometri, dacă nu știu dacă a fost, două loturi au fost recepționate de mult deja, lotul 1 și lotul 3. Erau probleme la un moment dat din cauza constructorului. Avem probleme, am avut probleme pe lotul 2 cu o firmă care nu este românească, o mare firmă de, care nu este românească, care cam și-a dat cu stângul în dreptul, ne-a creat destule probleme, dar... Ei, și dumneavoastră, și a fost așa un ac în coastă. Da, dar acum, din un scurt timp, vom recepționa și acest tronson definitiv și cu asta am încheiat toată lucrarea celor 70 de kilometri cu o valoare de peste 161 de milioane de lei la... Proiect care nu a însemnat doar asfaltare. Nu, deci proiectul acesta a însemnat pe lângă asfaltare, a însemnat 4 poduri noi, deci 4 poduri noi și încă 3 poduri reabilitate. Aproape reabilitate din 100%, ca și cum ar fi fost podul noi, plus podețe, ziduri de sprijin, multe, multe altele prinse. Am avut și probleme, vreau să spun, pe acest lot 2 în ultimul timp și am făcut destule plângeri și noi și constructorul la poliție. Ce se întâmplă? Acele semne de circulație care trebuie să fie pentru siguranța cetățeanului, dom'le, pe tronsonul 2 nu treceau 4-5 zile și erau demolate. Noi am avut probleme când s-au pus, cum s-au pus, că nu s-au pus în regulă. Dar i-am spus la constructor, dom'le, le iei pe toate, câte sunt câteva mii și le faci la standarde care trebuiau făcute și n-ați respectat proiectul. Ei, după ce s-a realizat acest lucru, s-a rezolvat și această problemă. Da, dar au început să le taie, să le rupă, să le stă răuvoitori, nu știu, nu vreau să insinuez că erau trimiși de diverse, pe nu, dar un lucru oribil care afecta siguranța cetățeanului în trafic. Și dacă tot suntem la capitolul infrastructură rutieră, recent ați mai dat startul unei lucrări importante, dar care duce spre cetățile, s-a semnat, a fost președintele zilele trecute cu constructorul, cu chiar și cu un consilier județean de la Partidul Național Liberal care este din Orăștie și s-a dat ordinul de începere și chiar s-a început lucrarea pentru Dracostei spre cetățile dacice. O parte importantă până la urmă către turismul Hunedoara. Foarte, foarte importantă, foarte importantă. Deci ați văzut în această broșură, da, în care un om alături de oameni la Orăștie, ministrul președinte de Consiliul Județean, sunt pe capitole sănătate, infrastructură, învățământ și așa mai departe, tot ce
am făcut și urmează, sunt proiecte care sunt începute și în... Unii dintre contracandidații domnului Laurențiu Nistor spuneau și au discutat foarte mult și cu oamenii și în mediul online și așa mai departe despre acel drum al regelui, că el nu este reabilitat. Într-adevăr, au existat și imagini care au confirmat acest lucru, că drumul nu a fost reabilitat. Există totuși proiect și în acest sens, evident, ca acest drum al regelui care va lega săvârșinul de Vața de Jos, care încet, încet revine la viață din toate punctele de vedere. Da, este, aveți acest proiect? Este deja, da, și va pleca spre lucru cât de curând, pentru că ce se întâmplă? Județul Arad a rămas un pic în urmă, cu toate că ei au de reabilitat numai 4 km din cei 7, iar 13 km aparțin județului Hunedoara. S-au făcut toate diligențele, toate demersurile, s-au obținut și banii. La ora actuală și județul Arad și Hunedoara sunt cu toate actele în regulă și acest drum se va face. Sigur că am văzut și eu că s-a dus cu creionul și cu ăsta pe drumul respectiv, să spună că așa, așa, na, respectivul contracandidat, și nu mă feresc aici, a fost un prefect al județului Hunedoara, care candidează din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, n-a făcut nimica pentru acest drum, să fim serioși, adică nici nu cred că a făcut mare lucru în județ până la ora actuală, în afară de, nu vreau să mai spun alte lucruri. De... Exact, haideți să vorbim despre și proiecte și despre realizările. Și domnia s-a lucrat tot timpul numai la stat. Așa că să mai ușor cu asta, dar vorbim de proiecte, sigur, ce am realizat și în... Eu, în afară, că v-am spus că am avut aceste două proiecte de infrastructură, răspund încă și de cele două teatre, teatru din Deva, da? Teatrul Dat în Deva și Teatrul Dramatic din Valea Jului, de la Petroșani. Acolo a fost o castană fierbinte pentru mine când am preluat-o. Știți scandalul care a fost cu fostul manager și așa mai departe. Acum, n-ați avut un mandat ușor din acest punct de vedere? Nu am avut, mai ales că am fost atacat pe nedrept de o anumită colegă de-a dumneavoastră din mass media, ca să nu spun și colegă de-a mea, că și eu am avut vreo 40 de ani de mass media în presa sportivă. Pe nedrept, dar lucrurile au ieșit la... s-au adeverit, s-au clarificat. Teatrul dramatic din Petroșan a revenit acolo unde trebuie să revină, pentru că să știți că nu mai veneau regizori foarte valoroși ca să monteze la Petroșan. Ei, după ce am făcut ordine acolo și am redevenit ceea ce trebuie să fim, a venit să monteze și marele regizor Frunză, a venit și marele regizor Hausbatter și așa mai departe și alții. Și există și o colaborare între cele două există, teatre, colaborare pe care eu i-am obligat în acest mandat, în acest mandat cel puțin o piesă în fiecare an care se montează să fie o colaborare a ambelor teatre, cu o producție, și 6 reprezentanți ale teatrului din Petroșan să fie pe scena teatrului din Deva și 6 reprezentanți ale teatrului din Deva să fie pe scena din Petroșan, în afara faptului că cele două teatre merg și în sălile de spectacole din județ, acolo unde pot să susțină și au susținut și au extins activitatea. Plus că ambele participă, teatrul din Deva mai de mult, dar ambele participă de 3 ani de zile împreună la un mare festival de teatru care se desfășoară la Chișinău, un festival internațional unde am fost de fiecare dată cu ei și au fost foarte, foarte bine primiți, atât de public cât și de critici de artă, de teatru de acolo. Semn că își fac treaba așa cum trebuie. Plus că mai am în subordine cele două sanatorii, cel de la Gioagiu și de la Braț. Sanatoriul de la Gioagiu, chiar acum am încheiat ultima investiție, adică reparația capitală definitivă, era vorba de bucătăria sanatorului, o face recepția cât de curând și cu aceasta am încheiat și acest obiectiv, care încă, și acest fondul atras aici se datorează tot președintului Consiliului Județean Laurențiu Nistor, iar la Gioagiu și iar la Brad și la Gioagiu se vor face investiții, sunt prinse în această broșură, în continuare pe fonduri europene, pe programul PNRR. Și ați văzut și în cultură, reabilitarea celor două sarmisegetuze, da, pe fonduri europene, sarmisegetuza Regia și Traiana.
Castelul de la Nopcea, care era în paragină și ați văzut cum arată la ora actuală, adică ce să... Acolo vor veni foarte, foarte mulți turiști să viziteze acest castel. Consiliul Județean a intervenit și la Hunedoara, unde cel mai performant primar al județului Hunedoara, avem mulți primari performanți de la PSD, dar Dan Bobuțanu este numărul 1. N-a avut banii necesari primăria, pentru că vreau să vă spun că primăria de la Hunedoara, bugetul primăriei de la Hunedoara este de 4 ori mai mic decât bugetul municipiului reședința de județ. Atenție! Ce a făcut Bobuțanu în 8 ani la Hunedoara, da? Și ce a făcut actualul edil în 7 ani de guvernare la Deva. Diferența, cred că devenii o sesizează. Că mulți migrează acum de la Deva spre Hunedoara. Și vreau să spun că ne avem banii necesari. Am preluat noi Casa de Cultură de la Hunedoara, 95% fonduri județene și am dat-o înapoi în folosință în 2023 la Consiliul Local. Poate dacă ați fost și ați văzut cum arată, inclusiv mare artist Maia Morneștea și ceilalți au zis că așa ceva nu există în țară. Florin Piersic nu există în țară. Pe pas și pe din partea... fericire își dovedește și... ne-am implicat și pe partea de sport. Vedeți rezultatele mari care le-a obținut echipa de fotbal Corvinul Hunedoara, da? În cucerirea Cupei României în acest an și reprezentarea județului, da? Că e deja un brand județean, județului în cupele europene, în a doua competiție europeană a Europei, o echipă de Liga a doua, care a promovat din Liga 3 în Liga 2, a câștigat dreptul sportiv de a promova în prima ligă, dar fiind o chichiță a Federației Române de Fotbal și fiind club de drept public, vezi, doamne, că nu poți promova și juridic. Am intervenit tot prin președintele Consiliului Județean și am ajutat pentru nou stadion care se va construi la Hunedoara, un stadion ultramodern la standarde europene. Și un proiect în care puțin hunedoreni au crezut, da, că, da, se va întâmpla că se și va în întâmpla. Continuare există aceste discuții, uite, se va realiza, nu, da, se va realiza au fost probleme stadion cu licitațiile, știți cum e la noi, dacă nu se contrează unii pe alții, dar el este prins în lista CNI-ului, începe demolarea față de, am văzut într-o broșură actualului edil, acolo încheie chiar cu acea sală polivalentă minune care actualul e din e frumoasă, da, e frumoasă poza. Da. Asta a rămas tot de la promisiune, pe când la municipiul Hunedoara devine realitate. Așa numai să ne facem poze că vom face aia, vom face aia. Păi de ce n-ai făcut până acum? Sau de ce n-ai făcut pista de atletism a stadionului, care arată pista de tartan, care știți cum arată. Condițiile, deci, în care aici la Deva încă mai avem atleti care au făcut performanță. De ce n-ai făcut acel muzeu al gimnasticii, care o să-l facem noi în mandatul nostru al PSD-ului, când preluăm primăria, care te-ai lăudat că îl faci de nu știu când și aveai și proiectul și n-ai făcut, n-ai mișcat un deget, dar l-ai că îl vei face, dar nu l-ai făcut, că ai avut 7 ani la dispoziție. De ce n-ai reabilitat liceul de arte, da, care este... acea clădire care este clădirea și fantomă, să spunem. Și multe altele. Deci, sigur că există, este mult mai ușor să există o colaborare, că ați văzut, vorbeam și în emisiunea de acea emisiune în care de acum câteva zile, în care primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobuțanu, a spus, domnule, de acea zonă metropolitană care se poate înființa Hunedoara, Deva, chiar să prindă și Simeria și Călanul. Este mult mai ușor să lucrezi Conurba, ceea de care conducerea Consiliului Județean este Partidul Social Democrat, primarul de la Hunedoara, Partidul Social Democrat câștigă cu 80% municipiul Hunedoara și să ai și la Deva aceeași coloratură politică ca să poți să faci administrație comună. Cu un parteneriat cu Consiliul Județean și cu Consiliul Local Primăria din Hunedoara. Și eu sunt sigur că în data de 9 iunie alegătorii județului Hunedoara, care văd, s-au atras peste 1 miliard de euro fonduri europene în cei 4 ani de mandat ai actualei conduceri a Consiliului Județean. Peste 1 miliard de euro care se văd. Municipiul Deva, am înțeles că a atras undeva la 300 de milioane, dar nu văd unde s-au folosit. La Hunedoara se văd și la Orăștie și în alte... Dar acum și în Deva am văzut că sunt am văzut că s-au făcut inaugurate anumite inaugurate, s-a spart orașul de 2 ani de zile dintr-un capăt în altul și vai mama noastră cum reușeam să intrăm în diverse instituții și eu sunt undeva dezamăgit de modul în care arată aceste trotuare și mai ales pistele de biciclete care s-au făcut pe dale.
și care vor crea mari probleme în viitor și asupra acestor piste de biciclete și asupra acestor trotuare, fiind pe fonduri europene, nu se va putea interveni timp de 5 ani de zile. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni și vreau să aflăm pentru Hunedoreni, pentru cei care ne urmăresc, ce își propune Consiliul Județean pentru următorii 4 ani, pentru tot județul până la urmă, pentru că îi reprezentați pe toți, indiferent de coloratura politică pe care primarii o au. Păi în continuare vom, în sănătate vom investi și avem în plan construirea unei clădiri de radioterapie, oncologie și hematologie, extinderea și modernizarea clădirii de oncologie pentru secția de pneumologie care se va muta de pe Barițiu și acolo în Consiliul Local, viitorul primar al Devei și echipa lui, din care voi face și o parte, ne dorim să facem un centru paliativ pentru că nu există pentru bunicii noștri, pentru părinții noștri care și mai departe, extinderea laboratorului de imagistică în corpul de clădire neurologie, modernizarea centrului stomatologic de urgențe, construirea unui heliport la Spitalul Județean de Urgență Deva, extinderea clădirii secții boli infecțioase și multe altele, mă refer aici numai la sănătate și în domeniul infrastructurii, în continuare modernizarea rețelei de drumuri din județul Hunedoara și eu zic că suntem pe drumul cel bun și ADR Vest tot timpul ne-am lăudat pentru modul în care am reușit prin conducerea instituției și prin echipa care o avem, că degeaba suntem noi președinte, vicepreședinte, administrator public, dacă nu ai lider bun, și dacă nu aveți și o echipă foarte bună care competentă. Și acolo avem o echipă foarte bună care știe să atragă fondurile europene, care apoi să le implementăm. Și din câte știu, cei de la ADR Vest spuneau la un moment dat că județul Hunedoara a fost campion la atragerea fondurilor europene. Încă o dată vă spun. În regiunea Vest. Da, încă o dată vă spun, nu vreau să se spune că lau acesta, dar ceea ce a făcut președintele Laurențiu Nistor în acest mandat, om care are vechime în politică și în administrație, puțin au făcut, să știți. S-a zbătut și a reușit și împreună cu noi, cu sigur că ne-a biciuit și pe noi, pe cei doi vicepreședinți și pe administratorul public, dar eu sunt mândru că am făcut parte și fac parte din această echipă și ceea ce am făcut. Sunteți mulțumit de rezultatele. Dar ceea ce am făcut în Consiliul Județean sunt sigur că voi realiza împreună cu Lucian Ruși, cu echipa de consilieri locale a PSD-ului și la primăria din Deva, pentru că Deva, încă o dată spun, au singura șansă, este momentul zero pentru reședința de județ de a redeveni măcar ce a fost înainte, dar să ajungem, va fi greu de ajuns din urmă municipiul Hunedoara. Dar nu e imposibil. Nu e imposibil. Pentru că încă mai Bobozanu nu stă pe loc, să știți. Bobozanu în continuare are proiecte în derulare, proiecte adevărate. Noi va trebui să muncim și încă o dată acea zonă metropolitană care vrem să devină viabilă. Să nu uităm că se tot vorbește și de acea reorganizare administrativ-teritorială și probabil că ar veni mănușă a un astfel de proiect. Este necesară pentru că și acea reorganizare... Chiar dacă unor primar nu le convine. Corect, dar este mult mai ușor să atragi fonduri guvernamentale și fonduri europene când ești într-o conurbație, într-o zonă metropolitană. Dați-vă la, trebuie să ai deschiderea necesară. Dați-vă la Cluj, pentru... care împreună cu Floreștiu au reușit lucruri mari acolo, primarul Boc, care cândva a fost și prim-ministru și a știut să îndrepte, să facă. Ei bagă metrou acolo la Cluj. Păi poate se face și aici la noi, nu? Să se facă măcar ce trebuie făcut. La Hunedoara, că tot spuneați că... Au zis să se facă măcar și la Deva, în municipiu, zonele verzi, orașul este neîngrijit, acesta este adevărul. Suntem la final de emisiune și o să vă rog ca de fiecare dată când v-am avut în emisiune în această perioadă a campaniei electorale să le transmiteți un mesaj hunedorenilor, devenilor și tuturor celor care ne urmăresc. Vă reamintesc, 9 iunie, zi importantă pentru toate comunitățile, alegeri locale și europarlamentare. Vă rog, domnule. Eu îi rog pe locuitorii județului Hunedoara care au drept de vot să se prezinte în număr cât mai mare la ziua de 9 iunie, la urnele de votare, să voteze cu sufletul și cu mintea în primul rând. Știu și se vede vizibil ce a făcut Consiliul Județean în cei 4 ani, în ultimii 4 ani de guvernare județeană. Așadar, îndemn ca în data de 9 iunie să voteze Laurențiu Nistor pentru
continuarea planului și președintele Consiliului Județean în funcție și viitorul președinte al Consiliului Județean, dar și lista consilierilor județeni, pentru că trebuie să ai o majoritate ca să poți să pui în aplicare ceea ce gândești. În același timp, fiind locuitor de 2 ani jumătate al municipiului Deva și îndreptându-ne și eu spre Consiliul Local al Devei, candidez pentru un post de consilier local, îi rog pe cetățenii municipiului Deva, reședința de județ, este momentul zero, să se prezinte la urnă, să voteze în același timp pentru funcția de primar Lucian Ioan Rus, cel candidatul Partidului Social Democrat pentru primăria municipiului Deva și lista de consilieri ai Partidului Social Democrat pentru primăria Deva și în același timp și lista comună a coaliției pentru alegerile europarlamentare. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, mult succes vă doresc. Mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!